Oamenii pot conviețui în bună înțelegere chiar dacă fac parte din etnii diferite. Aceasta a fost tema principală a conferinței Interculturalitate în spațiul Dobrogean, organizată astăzi la Prefectura Constanța. La eveniment au fost prezentate diferite aspecte legate de tradițiile, limba și particularitățile fiecarei etnii și modul în care cetățenii au reușit să dea dovadă de dragoste față de semenii lor de sute de ani. Suntem cu toții prieteni, trăim împreună cu toții în fiecare zi, numai că avem nevoie și de aceste momente festive, aș putea să le spun. Momente în care ne putem exprima liber, momente în care putem comunica unii cu ceilalți și se vede bucuria în ochii lor că sunt îmbrăcați în costumele lor tradiționale. În cadrul evenimentului a fost organizat un târg culinar și o expoziție de costume tradiționale. Printre invitați s-au numărat diferite personalități, dar și reprezentanți ai grupurilor etnice și religioase din județ. Spațiul Dobrogean este bine cunoscut pentru mozaicul de religii, de culturi, de tradiții și de obiceiuri. Este locul în care se definește cel mai bine interculturalitatea, aceea care ne leagă, ne unește, ne face să fim toleranți și înțelegători cu toți semenii noștri de diferite religii și, de ce nu, de diferite etnii. Conferința a fost organizată în parteneriat cu Seminarul Teologic Ortodox din Constanța și Liceul Teoretic Traian. Acest proiect se află la a doua ediție și începând de anul trecut l-am inițiat cu scopul de a promova în rândul tinerilor o tradiție în Dobrogea și anume aceea de colaborare interetnică. În primul rând, ca și profesor, lucrând la clasă, copii care aparțin diferitelor minorități, eu cred că trebuie, ca și dascăl, să dăm un exemplu în ceea ce privește conviețuirea în Dobrogea. Proiectul Interculturalitate în spațiul Dobrogean se adresează tuturor comunităților din Constanța, cu care noi lucrăm în parteneriat deja de 2 ani. Intenționăm ca la anul să chemăm cât mai multe comunități și, dacă se poate, chiar pe toate, am înțeles că sunt foarte multe, și să dezvoltăm pe diverse teme activități care ar duce, bineînțeles, la ceea ce vizează proiectul: non-discriminare, unitate, înțelegere, iubire, ajutor și tot ce este mai bun. Corul Seminarului Teologic Ortodox din Constanța a susținut în continuare evenimentului un moment artistic.